Vă salut, prieteni, o săptămână bună să aveți. Mulțumesc membrilor canalului, abonaților, celor care scrieți. Au mai ieșit și două bilete pe Super Social în Super Bet. Deci treaba bună, cotă 60 adunate. Deci e ok, e săptămâna, pare bună așa, de cu lunea. Nu prea am vrut aseară să... Am văzut mesajele voastre, vă mulțumesc că îmi scrieți, mă întrebați despre accidentarea de la meciul Petrolul Hermannstadt. Am văzut faza, cred că de, cu toată duritatea ei, cred că de 50 de ori. Am tot încercat să-mi dau seama, cu toate că aveam o părere, o impresie de... Încă despre când am văzut transmisiunea în direct, când mă uitam la meci. Nu e intenție, că toți întrebați și spuneți: domne, cum se duce, măcelar, ciomăgar, nu vrea, vrea să facă un fault, este adevărat, dar faultul vrea să-l facă cu piciorul stâng, care e ridicat undeva la nivelul coapsei, șoldului, iar piciorul care este pe iarbă, da, pe gazon, piciorul pe care alunecă practic, este semiflexat sub el și îl lovește pe săracul copil, pe Iancu, îl prinde cu toată greutatea, cu toată greutatea corpului pe piciorul de sprijin, piciorul în pământ, iar undeva cu genunchiul, cu genunchiul lovește peste gleznă și provoacă o fractură. Am văzut că se scrie că este o fractură deschisă de peroneu, nu este afectată și tibia. Unii spun că ar fi și maleola, dar știți cum e în astfel de situații. Trebuie să aștept să vezi ce spun medicii. Astăzi va fi copilul operat. Nici nu prea ai ce să spui, numai în pielea băiatului, să nu fie, a familiei lui, a lui Iancu. E greu și pentru Țicu, că, sau Țicu, pentru că și el e un jucător tânăr. Deci eu spun și așa am văzut după relor și în timpul meciului, că nu este un fault dur, nu e intenția de a-l speria pe început de joc, că mai îmi scriu unii: domne, așa se practică pe început de joc, trebuie să îi dai tare, să-ți ia frica, să... E un fault la 25 de metri de poarta lui Hermannstadt, care Hermannstadt-ul putea pleca pe contraatac. Țicu, da, vrea să facă faul, dar vrea să facă faul cu piciorul stâng, care ridică undeva sus așa și vrea să-l împiedice, să-l oprească din acțiune. Ghinionul este că nu-și poate controla mișcarea, alunecarea, și din viteza aia se oprește cu piciorul drept, care era sub el. Se oprește pe glezna, pe piciorul băiatului și din păcate, iar repet, îl accidentează grav și va fi o perioadă pentru săracul băiat, va fi o perioadă dificilă, cu operație, cu recuperare. Acum am văzut că cei de la Hermannstadt sunt alături de el. Am văzut și declarația lui Dani Coman. A fost deja băiatul dus la București pentru a fi operat în această dimineață. E, nici nu știi ce naiba să zici așa, și parcă ți-a tot cheful să te mai uiți la fotbal, să vorbești despre fotbal. Sunt groaznice imaginile alea, dar na, săracul copil, și ăsta este unul dintre
riscurile meseriei ăsteia de fotbalist. Sper să aibă o asigurare medicală bună, pentru că ăsta e iar un subiect delicat și un subiect pe care nimeni nu-l tratează cu importanța care ar trebui, problema asigurărilor de sănătate. Problema asigurărilor de sănătate care de multe ori sunt făcute așa la mișto, pentru că e la manualul de licențiere, scrie despre asigurări, dar nu scrie ce fel de asigurare, nu scrie cum trebuie făcută, zice asigurare. Păi asigurare așa la oală și la prima divizie nu prea merge. Și asta cu asigurările cum e cu pensiile pentru jucători, și aș vrea să văd și eu reacția celor de la AFAN. Am văzut când a fost vorba de mesajele alea de le-a scris Stănici ăla sau cum îl cheamă, de le-a scris pe internet, pe WhatsApp, pe Instagram, pe ce a scris el. Imediat s-au sesizat că așa e moda. Asta e moda acum. Domne, să fii nu știu cum, să fii nu știu cum. Asta e, bă, să pui piciorul în pământ, să fii trup și suflet pentru culori, să fii bă, nu știu cum cu doamnele, să fii, pentru că e o modă. Mult, eu vă spun, este o modă și voi știți că noi am discutat deschis și aici nu trebuie să fii misogin, nu trebuie să fii xenofob, nu trebuie să fii rasist, nu trebuie să fii niciun fel. Trebuie să fii un om normal și toți egali, da? Bărbați, femei, copii, galbeni, albi, negri și așa mai departe. Dar pentru unii, astea sunt motive de a avansa pe scara socială, pe ca imagine, ca loc de muncă, ca ce vreți voi. Asta sunt, ei sunt cei mai domne, nu sunt domne, așa. Dacă îi întrebi care e crezul lor, care, de ce susțin, de ce nu susțin, de ce vorbesc, habar n-au de capul lor. Ca ăia, ați văzut cu mișcarea aia când s-a mai întâmplat prin America sau unde s-a întâmplat, îi puneau pe fotbalist să stea cu genunchiul în pământ și cu... Aia e, dacă vrei să o faci opțional, nu... Mamă, gata, toți 40 de inși în genunchiau și dacă îi întrebai pe vreo unii, bă, de ce faceți așa? A, păi, așa facem. De ce, bă, care e motivul? Habar n-aveau. Așa e și cu lucrurile astea care se întâmplă, care nu ar trebui să se întâmple în primul rând, dar fiind mod așa, s-au născut și profitorii de serviciu, care sunt apărătorii, sunt de acord, sunt, dacă îi întrebați despre ce e vorba, habar n-au de capul lor, dar e moda, dă bine. Și dacă dă bine, să înghesuie lumea, că, domne, e bine așa. Așa că, din păcate, se întâmplă lucrurile astea. Doamne ajută să aibă tăria necesară băiatul ăsta să treacă peste accidentarea asta urâtă. Mai scriați voi în comentarii, domne, să-l suspende și pe la 6 luni, 3 luni, 5 luni, 7 luni. Nu știu dacă asta e adevărat, că dacă stai și te pui în pielea jucătorului accidentat, a familiei, acestuia, prieteni și așa mai departe, zici, lasă-mă că i-a rupt piciorul ăla, să stea și el cât stă jucătorul accidentat. E normală și reacția asta, și o înțeleg, cum le înțeleg și pe celelalte, dar nefiind intenție, eu asta spun, și bă, nu se duce să-l sperie, nu se duce la rupere, nu se duce, că nu știu, trebuie suspendat, dar nu știu dacă suspendarea se merită așa, între ghilimele, să fie atât de dură,
pentru că eu nu văd nici cea mai mică intenție de a-l accidenta, de a-l speria, de a-i pune în pericol integritatea corporală. E adevărat că ceea ce iese e de o gravitate extremă, dar cred că cei care vor lua decizia, care vor da suspendarea, să analizeze toate datele, să țină cont de, până la urmă, și ce declară Țicu, și vă dați seama că nici pentru băiatul ăla nu e ușor. Și eu știu ce se întâmplă în România. Ce ăla în următorul an de zile, pe orice stadion se va duce, îi se va strica. Când va juca el? Când îi va expira suspendarea? Măcelarule, criminalule, i-ai rupt piciorul copilul ăla sau la copilul ăla, ești un cioban, ești un... Pentru că asta se întâmplă. Asta se întâmplă la noi. Deci și ăla va avea de suferit, dar e adevărat, nu putem compara și suntem alături, așa, cu gândul, cu o rugăciune, cu ce putem și noi ăștia care nu-l cunoaștem pe băiatul accidentat, să treacă ușor, să-i reușească operația și să treacă ușor peste perioada asta. De fotbal nici nu-ți mai vine să vorbești, dar ați văzut, e etapa până acum, e etapa oaspeților, goazdele nu reușesc să câștige. Deci nu reușesc, dacă vă vine să credeți, s-au disputat atâtea meciuri și au fost doar egaluri și victorii ale oaspeților. Deci nu știu cât e de vorba de echilibru, cât e vorba de că nu e valoarea foarte mare a gazdelor. Cea mai surprinzătoare și prin proporția scorului și a felului cum s-a disputat jocul, e victoria FCSB-ului și ei dovedesc chiar că, bă, chiar sunt cam puternici. Ca să marchezi 5 goluri contra celor de la Sepsi, la Sepsi, acasă, bă, nu e ușor deloc. Nu e ușor deloc, pentru că Sepsi, și voi știți, nu numai Sepsi, echipele lui Ciubotariu, să apără, frate, și să apără bine rău. Bă, a apărut ca un meci așa, ca un meci de pregătire a apărut, care o echipă, se întâlneau două echipe, una foarte bună, care când își dorea să accelereze, să marcheze, să o făcea, iar cealaltă încerca să se ridice la nivelul adversarului, să se apropie acolo cât mai aproape de adversar, să nu ia multe. E impresionantă victoria asta a FCSB-ului și pentru că vine la câteva zile după un meci greu la Sibiu cu Hermannstadt, unde copilul ăsta marcase, din ce mi-aduc eu aminte, și ziceai, bă, o să fie mai obosiți, o să fie mai... Bă, n-au părut deloc obosiți, din contră, au părut foarte bine, ok, s-au făcut și niște schimbări, unele înțelese, altele deloc înțelese, dar voi știți deja că sunteți aici cu mine, sunteți microbiști de viață, nu tot timpul la FCSB schimbările sunt logice. Probabil asta e și unul dintre lucrurile care... Bă, care până la urmă funcționează. Că noi toți zicem, toți, domne, să bagă ăla, face schimbările, ia uite, i-a săpăcit, iar 3 schimbări la pauză. Bă, și cu toate astea, echipa asta anul ăsta joacă și joacă bine rău. Și de-aia spun și am mai spus-o, da, pare echipa cu șanse mari anul acesta și parcă mai reale ca în ultimii 5 ani să fie campioană.
Să vedem, e frică de meciul Rapidului cu CFR-ul și datorită faptului că a fost o etapă a oaspeților. Am văzut CFR-ul la 3 meciuri în direct anul ăsta și da, CFR-ul e o echipă puternică. Rapidul joacă la Galați, câștigă un punct care se va dovedi important la final și cred că, cu toate că nu asta e atitudinea aia de campion, de domne, să îți dorești, să faci, să... Cred că ar trebui să se impună, dar cred că cel mai important lucru la meciul de diseară e ca echipa să nu piardă. Pentru că ești cu CFR-ul, rămâi acolo, aceeași distanță de puncte, nu se mărește, nu se micșorează, nu, rămâi acolo. Rămâi cum erai înainte de meci și mai e timp. De-aia spun că e un meci, din multe puncte de vedere, e un meci foarte, 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 foarte important. Și ar trebui, nu știu, ar trebui într-un anume fel tratat ca să nu fie pierdut. Pentru că în eventualitatea unei înfrângeri, iar se complică lucrurile, iar începe lumea să fie nemulțumită, iar să vorbește de crize, de eșecuri, de uite domne, nu s-a câștigat nici la Galați. Și atunci, ok, nu e, domne, pentru Rapid, dacă vreți, că sunt obiectivele care sunt. Dar e important să nu pierzi, pentru că, așa cum știți și voi, punctele se vor înjumătăți și atunci e timp să se mai întâmple lucruri. Rapidul deja acasă pierde cu Petrolul, face egal cu Botoșaniu, care ați văzut și voi nu e printre cele mai bune echipe din România, cu Sepsi iar se joacă echilibrat și egal. Deci de-aia spun că e meciul care, bă, ok, n-am putut să-l câștigăm, ok, nicio problemă, dar hai să nu-l pierdem măcar. Așa cred că ar trebui să se întâmple. Vedem că nu mai sunt multe ore până la meci și vedem. Din păcate, iar spun, păcat de accidentarea copilului ăstuia. Sper să fie puternic, să aibă răbdare cu recuperarea după operație și să revină mai bun decât era înainte de accidentare. Să aveți o săptămână forță, toate cele bune, mă găsiți și pe Instagram și pe Facebook, Super Social, în aplicația Superbet, aveți acolo bilete zi de zi care așteaptă să le copiați și în rest, toate cele bune, să fiți sănătoși. V-am pupat, o zi bună și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea cineva. Toate cele bune!